Vă salut astăzi în numele minunat al Domnului Isus. Sper ca inima ta să fie încurajată și despre asta aș vrea să vorbesc cu tine astăzi. Aș vrea să vorbim despre încurajare. Din nefericire se întâmplă ca uneori să nu ne mărturisim credința în Hristos cu ceilalți și să nu devenim ceea ce Dumnezeu vrea să devenim, pentru că pur și simplu suntem descurajați, de aceea avem nevoie de încurajare, noi toți avem nevoie de ea. Dacă ne gândim la primii ucenici, vedem că Iisus a întâlnit cu ei chiar înainte de a se înălța la ceruri. Atunci le-a spus să meargă în toată lumea și să nu stea într-un singur loc. El a vrut ca ucenicii să meargă și să predice Evanghelia la toate popoarele lumii. Dar apoi le-a spus următoarele. Mai întâi trebuie să așteptați. Așteptați în Ierusalim. El și-a dorit ca ei să plece. Da, și-a dorit ca ei să meargă și să predice Evanghelia. Dar în același timp și-a dorit ca ei să aștepte în Ierusalim promisiunea Tatălui Ceresc. Așadar aș vrea să vorbesc cu tine astăzi despre această așteptare. Cum aștepți în rugăciune și despre faptul că atunci când așteptăm în rugăciune, Dumnezeu ne încurajează inimile și ne dăruiește curajul de a deveni ceea ce El își dorește ca noi să devenim. Așadar rugăciunea încurajează credinciosul. În primul rând trebuie să înțelegi ce este rugăciunea. Rugăciunea este comuniunea cu Dumnezeu. Este comuniunea a două inimi. Când Domnul Isus a început biserica sa, i-a pus pe ucenici să aștepte în Ierusalim. El a vrut să aibă părtășie cu ei. El a dorit ca ucenicii să știe că temelia pe care poți zidi biserica este comuniunea intimă cu el. Așadar rugăciunea este comuniunea a două inimi, inima lui Dumnezeu și inima omului. Atunci când avem părtășie cu Dumnezeu, avem părtășie cu acela a cărui inimă este plină de o dragoste desăvârșită. Iar Biblia spune că dragostea desăvârșită alungă orice frică. Acum știm că fiecare dintre noi se confruntă cu tot felul de frici în viețile noastre. Ne este teamă de ce gândesc oamenii despre noi, ne este teamă de ce vor spune oamenii despre noi și ce vor face oamenii cu noi, ne este teamă de viitor, ne este frică de moarte. Dar vedeți, dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu va alunga toate temerile noastre. Vedem această promisiune împlinită și în viața primilor ucenici. Vă aduceți aminte de Petru, el a fost un laș. Când Domnul Isus a murit, el a fost foarte descurajat și dezamăgit. Însă atunci, când când se afla în camera de sus. Duhul Sfânt a venit peste el și Dumnezeu i-a mișcat inima și a lucrat în viața lui astfel încât i-a alungat toate temerile sale. Petru a fost încurajat și a stat plin de putere înaintea oamenilor și a proclamat vestea bună a Domnului Sus. Curajul acesta vine doar din încurajarea care vine de la Dumnezeu. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să aștepte în Ierusalim promisiunea Tatălui Ceresc. El vorbea din partea Duhului Sfânt. Știm lucrul acesta din Ioan, capitolul 7. Există un râu care se revarsă din tronul lui Dumnezeu, direct în inimile noastre. Și acel râu care se revarsă este râul Duhului Sfânt pe care El vrea să-l reverse în noi. Iar atunci când noi vom căuta lucrul acesta, vom avea parte de o mare încurajare. Dar cum poți căuta lucrul acesta? Tu trebuie să vii în prezența Sa și să intri în acel râu trebuie să bei din izvorul apelor vii, cu alte cuvinte să intri în prezența sa și să-l aștepți. Iar când vei face asta, El te va încuraja, El îți va da har, El îți va da putere și tărie ca să fii ceea ce Dumnezeu își dorește să fii și să faci ceea ce El își dorește să faci. Dacă îl vei căuta, dacă îi vei căuta prezența, vei deveni chiar mai mult decât ți-ai imaginat. Așadar, rugăciunea încurajează inimile, petrece mai mult timp cu Dumnezeu, scaldă-te în dragostea sa desăvârșită, și lasă-l pe el să-ți încurajeze inima.